Dragi prieteni, astăzi continuăm rubrica noastră specială Cum trăiesc săracii noștri moldoveni, conducători de așa zisă țară. Unul dintre specimenele noastre de vază, grăitoare, cum s-ar spune, este al vostru prim-ministru Vladimir Filat. Dar haideți mai întâi să privim o scurtă amintire, un scurt reportaj video, ca să ne fie jale și milă și să plângem după Vladimir Filat. Petit frumos aici un reportaj. Prietenii Doci se întreține din jobul de consultant juridic la o firmă privată. Vlad Filat ne-a spus astăzi că se întoarce în politică pentru că mai are un cuvânt de spus. Fostul premier nu a vrut să divulge dacă intenționează să candideze sau nu la prezidențiale. Locuiesc la Gazdă. Mașină nu am la ora actuală. Locuiți la Gazdă în Chișinău? Chișinău, sigur. Cât vă costă chiria? Nu, eu vă rog, nu intrăm chiar atât de departe în detalii. Filat povestește că la 3 luni de la eliberarea sa din închisoare s-a angajat ca și consultant juridic la o firmă privată și se întreține din acel salariu. Mașină proprie nu are, după ce a fost deposedată de avere de CNA. Asta nu înseamnă că fostul premier merge cu transportul public, deoarece... În tot acest parcurs în teritorii, a mers împreună cu colegii de partid. Ieri Vlad Filat a fost reales președinte al PLDM, partid pe care tot el l-a fondat acum 13 ani. Eu doar atât vreau să vă spun că am un punct de vedere asupra căruia voi insista în cadrul partidului. Și noi, dragă Vlad Filat, avem un punct de vedere și noi îl vom spune aici în fața casei unde dumneata locuiești, pentru că moldovenii trebuie să știe adevărul. Și îl vom spune în felul următor. Dragă Vlad Filat, ai încercat să fii al nostru, al vostru, al nu știu cui ai încercat să fii, însă imediat după ce drumurile tale cu Plahotniuc s-au despărțit și voi ați devenit dușmani, ai ajuns să fii cunoscut opiniei publice pentru cele mai importante scheme de influență, de trafic, de influență, de corupere pasivă și așa mai departe și toate și mai toate pentru care ai fost condamnat la ani grei de pușcărie și ai fost eliberat preventiv. Ceea ce trebuie să știi moldoveni este că atunci, pentru a fi eliberat preventiv, Vladimir Filat trebuia să-și asume să întoarcă înapoi toți banii dobândiți ilegal. Ori în decizie instanței, dumnealui spune că nu are posibilitatea să-i întoarcă pentru că nu mai are bani. Atenție, nu mai are bani. Aceasta fiind o condiție esențială, obligatorie pentru a putea fi eliberat preventiv. Și totodată, în această decizie privind eliberarea preventivă a lui Vladimir Filat, este pusă o condiție. Să notifice la fiecare pas și de fiecare dată dacă își schimbă sau nu domiciliul. Dumnealui, din câte cunosc, nu a notificat faptul că și-a schimbat domiciliul în această casă frumoasă, care se află într-un cartier de lux din Chișinău, nu departe de Vladimir Voronin, nu departe de Olesea Stamate, nu departe de Gațcan, da, deputatul care a fost furat, dispărut din Republica Moldova atunci când se căutau voturi pentru a fi demis din funcție guvernul lui Dodon. Iată aici, pe stradela Ciocârliei, această casă frumoasă, această locuință de lux, care valorează peste 1 milion de euro împreună cu terenul de aici. Aici locuiește Vladimir Filat. Probabil am putea avea posibilitatea chiar să dăm de el, pentru că seara de seară iese aici la plimbare împreună cu o persoană care trebuia să-i presteze servicii de avocatură și le-a prestat, dar până la capăt, din câte am înțeles, așa și nu a mai fost achitată. Mi-amintesc din spațiul public scandalul fostului avocat al lui Vladimir Filat, Igor Popa, parcă, în care Vladimir Filat îl acuza că nu l-ar fi reprezentat așa cum trebuie, chiar dacă, din câte am văzut, a câștigat la CEDO pentru condiții de detenție și pentru încălcarea procedurii. Dacă vreți să veniți în vizită, este stradela Ciocârliei 7/4. Aici locuiește Vladimir Filat.
Ei sunt acasă, dar nu vor răspunde, probabil. Sunt acasă pentru că arde o lumină acolo sus, dar avem clipuri video care demonstrează că dumnealor locuiesc aici, ieșind des la plimbare, iată acolo se vede și o lumină în casă, care arde, care confirmă faptul că cineva este totuși acasă. Așa, iată, acolo arde o lumină, sper că se vede foarte clar. Ca să știți, tot aici, în această zonă, iată acolo, mai în vale, în aceste blocuri locative, locuia, sau poate mai locuiește, domnul deputat Gațcan, care a fost furat din Republica Moldova, dispărut, dar dispărut atunci când se căutau voturi, după cum am mai spus. Și iată în această locuință frumoasă, puțin mai sus locuiește doamna Stamate Olesea, fosta ministra justiției. Puțin mai în dreapta, peste câteva case, locuiește și domnul, sau locuia, domnul Vladimir Voronin, este casa dumnealui acolo, pe care am filmat-o în campanie electorală. Aici este un cartier de vis, un cartier de lux. Terenurile costă aici cel puțin 150-200 de mii de euro. Puteți să verificați dumneavoastră acest lucru pe orice site al companiilor imobiliare. Iar acolo în vale frumos, poate chiar să se vadă și de aici, este Valea Morilor, lacul cel mai frumos din municipiul Chișinău, de unde puteți admira natura, priveliștea și liniștea. Ce nu vă spune Vladimir Filat însă, este faptul că dumnealui a dat bani pentru presă de propagandă și a continuat să o facă foarte mult timp. Ce nu vă spune el este că din toate bunurile infracționale, și am să spun asta în cameră pentru că Vladimir Filat să mă poată acționa în judecată dacă dorește, sau să poată depune o plângere la poliție pe numele meu, pe fundalul casei în care locuiește dumnealui, așa, ce nu vă spune Vladimir Filat este că din toate bunurile infracționale pe care le-a luat, din toate bunurile care au fost sechestrate de către CNA, doar 4 automobile au fost luate. Toate celelalte bunuri au fost salvate prin diverse decizii de judecată, prin niște acte de injustiție, de fapt. Foarte multe proprietăți de milioane, de zeci și sute de mii de euro au fost cumva dispărute din dosar, nu mai existau, că erau datorii, că erau nu știu ce, astfel încât statul a reușit să recupereze doar 4 automobile din cele sute de mii și milioane de euro și dolari pe care trebuia să le întoarcă Vlad Filat în proprietatea statului. S-a mai aprins o lumină acolo, dragi prieteni, sper că se vede. Iată. Rog pe această cale CNA-ul, procuratura și instanțele de judecată să se autosesizeze în privința cetățeanului Vladimir Filat, care și-a schimbat domiciliul contrar legii, încălcând astfel decizia instanței de judecată privind eliberarea lui preventivă și nu a notificat instanța de judecată privind schimbarea domiciliului său. Iar pentru Vlad Filat am decât două întrebări. De ce încălcați din nou legea și de ce nu întoarceți banii moldovenilor înapoi? De ce ați tins ca prin decizii de instanță să vă eschivați de la întoarce banii, deși acest lucru este obligatoriu? Cât vă costă chiria acestei locuințe? Din câte cunosc, nu este scrisă pe numele dumneavoastră. Evident, ați învățat lecția, ați însușit lecția. Nu mai trebuie să o aveți scrisă pe nume personal. Cât vă costă, domnule Vlad Filat, chiria acestei locuințe de lux? Iar dumneavoastră, dragi moldoveni, trebuie să știți că ceea ce ni s-a întâmplat mai rău în Republica Moldova nu neapărat că au făcut-o socialiștii sau comuniștii, pentru că ei sunt dușmanii noștri ideologici și dușmanii noștri dintotdeauna. Asta am știut-o mereu. Problema cea mai mare, problema principală, este faptul că după ce au plecat comuniștii, după ce au plecat socialiștii cu mare verve, cu mult alai, Vladimir Filat se lăuda cu un dex gros în platourile televiziunilor. Amintiți-vă, dragi moldoveni, cum mergea el cu dosarul guvernării comuniste, o să-i punem la pușcării, Moldova fără Voronin, Moldova fără comuniști. Iată că sunt vecini astăzi, iată că dosarul guvernării comuniste nu există și iată că dosarul 7 aprilie nu a mai fost investigat. În timpul lor și inclusiv al lui Vladimir Filat a fost furat miliardul și ceea ce nu vă spune TV8, ce nu vă spune Angela Gonța, ce nu vă spune doamna Morar și doamna Rață, este faptul că nu Plahotniuc a furat miliardul. Plahotniuc s-a înfruptat după furtul miliardului de la ei, în schimbul libertății. Plahotniuc i-a prins cu furtul și le-a cerut bani cash, adică în numerar. De aici, dragi prieteni, trebuie să cereți socoteală pentru miliardul furat, pentru că ei sunt artizanii. Platon le-a explicat cum să o facă, le-a explicat schemele, le-a explicat
articolele juridice, le-a explicat care sunt instrumentele ca să poată fi, ca să poată fi scoși banii din Banca de Economii. Ilan Șor a fost executorul, iar beneficiar a fost Vladimir Filat. Despre acest lucru ne mărturisesc și numeroasele interceptări audio publicate de-a lungul timpului de procuratură și CNA, dar și de oameni cointeresați, în care Filat îi cerea bani și discuta despre bani cu Ilan Șor. Iar ulterior, Șor a depus un denunț la indicația lui Plahotniuc împotriva lui Filat. Suntem conduși, dragi prieteni, de niște bandiți. Și acești bandiți au reușit de-a lungul timpului să scape basma curată. Exact așa cum se întâmplă și acum. Ei stau frumos din palatele lor și ne urmăresc pe noi cum ne zbatem pe uscat și în sărăcie. Încalcă legea, repet încă o dată, domnul Filat nu avea dreptul să-și schimbe domiciliul fără să notifice și fără să anunțe despre acest lucru instanța de judecată sau procuratura. El nu a fost eliberat definitiv, el a fost eliberat condiționat, adică cu condiții. Una dintre condiții este să întoarcă toți banii înapoi. Dumnealui a declarat în instanță că nu are această posibilitate, că nu are de unde să întoarcă. Ei bine, de casă, de lux, are. V-aș mai spune și ce mașini sunt aici, dincolo de această poartă, dar cel mai bine am să le filmez și am să vă le arăt. Repet, Stradella Ciocârliei, 7/4. Am observat că domnul Rizea a venit și a filmat la Angela Gonța după ce am filmat și eu. E treaba dumnealui, eu încurajez pe toată lumea să vină și să-i filmeze. Dacă vreți can-can, intrați la Rizea. Eu vorbesc pe acte și pe probe și am să vă arăt dosarul de judecată al lui Vladimir Filat, în care scrie foarte clar care sunt condițiile lui de eliberare preventivă, pe care dumnealui le încalcă. Totodată, trebuie să știți că avem la dispoziție și un răspuns al Agenției pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale. Cu alte cuvinte, agenția care se ocupă de întoarcerea banilor furați sau dobândiți în mod ilegal. Din toate bunurile pe care inițial s-a pus sechestru, clădiri, oficii, companii, doar 4 automobile au fost întoarse la stat. Toate celelalte au fost salvate, au fost scoase de sub sechestru și de sub toate urmăririle penale cu ajutorul anumitor judecători și anumitor procurori foarte utili. Tocmai de asta și se spune că Vladimir Filat ar fi bătut palma și s-ar fi înțeles cu Vladimir Plahotniuc să scape basma curată. Probabil de asta și-a devenit incomod avocatul Popa, care probabil n-ar fi vrut să facă astfel de acțiuni și i-au apărut alți oameni utili care pot presta servicii de milioane de euro. Atenție, reprezentarea juridică a lui Vladimir Filat a costat peste 1 milion de euro. Bani probabil din salariul de prim-ministru, bani probabil din chin și o sândă, din muncă grea și asiduă. Iar ulterior veți vedea imagini, fotografii lacrimogene la TV8. Vlad Filat și-a îmbrățișat familia. Vlad Filat și-a revăzut copiii. Vlad Filat trăiește în chirie și nu are mașină. Doamne, cât de sărac și chinuit este al nostru Vlad Filat. Dar moldovenii care au plecat peste hotare nu sunt chinuiți. Dar moldovenii care stau închiși la pușcărie pentru fleacuri sau pentru nimic, pentru 100 de lei furați, nu-i nimic? N-au nicio problemă cu acest lucru. Stau liniștiți, frumoși, au compromis parcursul european al Republicii Moldova și au băgat prin funcții tot soiul de scule utile. Nu-i așa, domnule Alaiba? Cine era consilierul lui Vladimir Filat pe atunci? Nu era cumva domnul Usatăi? Sau nu era cumva domnul Alaiba? Atunci când se fura Banca de Economii, Dumitru Alaiba nu ne spunea nouă că totul este în regulă și nu se fură Banca de Economii? Acești oameni sunt astăzi în continuare în funcție și nu doar el, sunt foarte, foarte mulți. Voi depune zilele viitoare un demers la Procuratura Generală și către instanța de judecată pentru a lua act de faptul că Vladimir Filat și-a schimbat locul de domiciliu fără să notifice în mod legal instanța de judecată, acest lucru fiind ilegal. Aici, repet, pe Stradella Ciocârliei 7/4, locuiește, își odihnește osul domnesc al vostru Vlad Filat. Băgați la cap, dragi moldoveni! Ei sunt principalii noștri vinovați de cei ce trăim noi astăzi. Ei sunt principalii vinovați de sărăcia și deznădejdea în care trăim. Noi ne-am pus speranța în ei. Câtă speranță? Moldova fără comuniști, Moldova fără Voronin. Stop sărăcie, start bunăstare. Vă amintiți, da? Dosarul guvernării comuniste.
Vă amintiți aceste slogane frumoase ale PLD-meului lui Vlad Filat? Ce am obținut în schimb? Furtul miliardului, omorul deputatului Butmalai, care spunea că Filat și Plahotniuc fac scheme infracționale împreună, dacă vă amintiți bine, și nici un pic de dreptate. Vă salut cu drag, dragi prieteni. Distribuiți, vă rog, acest clip video.